corect. E adresată mamei mele. Dragă Moti, a trecut ceva timp de când am plecat și n-am mai avut posibilitatea de a-ți scrie până acum, căci s-au întâmplat evenimente care am impresia că se vor schimba enorm, că vor schimba enorm cursul lucrurilor cu care m-am ocupat până peste cap. După cum ai aflat, trei băieți din trupă, Iojiță și Erli, și-au luat lumea în cap. Aici au dat de mine și îmi cer ajutorul, lucru care mă determină să-mi schimb cu totul planurile. Renunț să mai cânt cu băieții care m-au solicitat aici. Din păcate voi renunța poate doar la provizoriu, la facultate, și voi încerca să fac să renască din nou pasărea care legendă parcă s-a lipit de destinele noastre. Băieții, de fapt, când venisem deja în România, erau triști și epuizați. De ajutat, mi-am spus ei, nu i-a ajutat nimeni cu nimic, toată perioada în care am lipsit, decât în măsura în care puteau să stârnească interesul cuiva. Pe de o parte, case de cultură a tineretului, care avea nevoie de ei ca să-și umple golurile financiare, pe de alta, teroarea crasă ce se numea Păunescu. Pentru a-și mai adăuga o pană colorată la coadă și așa destul de pestriță. Dar pene de fenix adăugate unui curcan, ce se fudulește ca un păun, nu pot ține mult timp și băieții au renunțat să mai colaboreze cu individul, cu tot riscul ce-l implica această demisie din așa zisul cenaclu. Toate amenințările lui nu au dus la nimic. Dacă nu eram rugat în mod special să participăm alături de cenaclu la Blaj, nu mergeam. Băieții nu au vrut ruptul capului. Singurul motiv... Mai. Care a convins a fost acțiunea... A fost că acțiunea se ținea pentru a aduna bani în fondul sinistraților. Pe urmă mi-am dat seama că tot o șmecherie de-a lui Păunesc a fost. El încasa 10.000 de la drepturi de autor, obligându-i pe toți membrii cenaclului să cânte textele. Își închiriase un Mercedes negru care îl plătea cu 1.000 de lei și mai vorbește de democrație. În orice caz, în cea mai mare măsură, cred că el e acela care i-a determinat pe băieți să-și ia lumea în cap. Va mai trece mult până să-și revină. Eu încerc în orice caz să-i ajut cât mai mult. Până în prezent, organizarea ne-a luat cea mai mare parte din timp. Totul este spre bine. Nu-ți pot spune nimic deocamdată, căci nu am început încă nimic. Perioada de acomodare pentru ei și de încordare pentru mine. Ne găsim timp să mergem la concerte. Am fost la niște festivaluri cu formații celebre, o adevărată hrană sufletească pentru noi. Televizorul color merge tot timpul și ne informează ce se mai întâmplă în lume. Băieții totuși suferă pentru țară și pentru prietenii pe care trebuie să-i părăsească, sper doar pentru o perioadă. Muzică vom face tot așa cum am început. Colecția mea de antologie populară românească a crescut. Ritmurile și melodiile balcanice o să mai învioreze amorțeala generală în care plătesc cei de aici. Vreau să știu cât mai multe despre voi, ce mai faceți. Mi-e teamă să nu aveți neplăceri, s-ar putea ca indivizi rău intenționați să încerce să-ți facă neplăcere. Încearcă să-i ignori, așa a fost întotdeauna, se caută țapii spășitori. Tu nu ai nimica cu toată povestea aceasta, așa că stai liniștită. Scrie-mi urgent, te sărut, Nicu. Post scriptum. Pentru că nu am apucat să-ți trimit scrisoare până astăzi, provit să mai adaug câteva cuvinte. Am găsit un impresar bun, am făcut înregistrări cu câteva compoziții noi și vechi și acum atacăm casele de discuri. Cred că începe să se urnească mașina. Stăm superb, liniștiți, casa este foarte mare, fiecare are o cameră, avem și un salon mare de 9 metri pe 5, de fapt, cu șemineu unde facem focul și prăjim carne și cartofi câteodată. Totul este verde împrejur, lângă noi începe pădurea, câmpul pădurea plină de păsări și căprioare. La câteva sute de metri e un lac cu crape uriaș și unde se poate și înota. Parcă e un vis, nu-ți vine să crezi că e adevărat. Nu avem probleme cu spălatul și... ... Totul merge automat cu mașini, nu trebuie decât să le pornim. Când vom face poze cu casa, îți voi trimite. Deocamdată îți trimit una cu actuala componență a formației. Trimite, te rog, adresa și lumitică. Salută toate cunoștințele noastre din partea mea. Te salut de 1.000 de ori, Nicu.
Atât. 7-7. Sigur? Da. Bun. 7-7? Boh. Ce? E cât... E cât chitara, nu? Nu, mă gândesc la maică-mea.